Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Și-ai făcut tu, Domnul, din mine. Asta da viața. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate. Bun găsit, dragi prieteni! Așa cum v-ați obișnuit, în fiecare săptămână la această oră, vă prezentăm emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni și invitatul nostru este Liviu Ivașcu. Liviu, dacă vrei câteva cuvinte despre tine, te rog să ne spui. Am 28 de ani, sunt căsătorit, locuiesc în Timișoara, m-am născut într-un sat din județul Alba. Am terminat liceul în Alba Iulia, iar după ce am terminat armata, mai exact după un an de zile, m-am mutat în localitatea Timișoara. Și de aici a început, de fapt, perioada în care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Mai întâi a fost perioada de cercetare, perioada de pregătirea terenului pentru ceea ce urma să facă Dumnezeu. Ca fiecare dintre invitații emisiunii Vieți Transformate, aș vrea să te rog să ne spui cum ai ajuns să-L întâlnești pe Dumnezeu, cum ai ajuns să-L vezi pe Dumnezeu cu alți ochi, cum s-a transformat relația ta cu Dumnezeu. La început, imediat după ce am ajuns în Timișoara, am lucrat la Comteam și a fost un moment important în viața mea în care unul dintre colegii cu care lucram cod la cod, mai exact lucram într-un atelier de confecționat tablouri electrice și natura meseriei era de așa fel încât era nevoie să se lucreze cam 2-3 persoane împreună, cod la cod. Și cum spuneam, unul dintre colegi a plecat, s-a transferat în altă parte și cu câteva luni înainte l-am cunoscut pe un băiat de aceeași vârstă cu mine, pot să spun că îl cheamă Miruț Augustin, și am aflat că este pocăit. La început l-am luat puțin peste picior, poate am exagerat puțin, și treptat în câteva luni mi-am dat seama că de fapt este un băiat deosebit. Și în momentul când am aflat că respectivul meu coleg pleacă, fără să stau prea mult pe gânduri, m-am dus direct la șeful meu și am spus: uitați, dacă tot pleacă respectivul, ce-ar fi să-l angajați, să-l transferați de fapt pe Augustin să lucreze împreună cu mine? I-ai pus o pilă. Cu alte cuvinte, am pus o pilă, pentru că în momentul când eu m-am angajat, pot să spun că m-am angajat cu pile. Deci era un post destul de bun, într-un atelier destul de bun și nu se ajungea destul de ușor acolo. În momentul în care i-am pus această pilă lui Augustin, nu eram pocăit. Și surpriza mea a fost a doua zi dimineața să văd când a venit inginerul la prima oră și mi-a spus: du-te la Augustin și spune să-și mute hainele la voi în vestiar. Acesta a fost momentul crucial. Pot să zic că a fost momentul crucial în viața mea, în care Dumnezeu s-a folosit de Augustin și treptat a început să-mi vorbească despre Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu. Cum ți-l descria colegul tău Augustin pe Dumnezeu? Cum îți spunea despre Dumnezeu? Ce îți spunea despre Dumnezeu? Deci la început pentru mine Dumnezeu era un lucru absurd. Pot să zic că de fapt nici nu credeam în existența unui Dumnezeu. Îl vedeam, dacă îl vedeam sau cum îl imaginam din ceea ce am auzit eu despre Dumnezeu, din cât am mers eu la biserică înainte. Deci m-am născut într-o familie ortodoxă în care bunica mea cel puțin mă punea să citesc Biblia de multe ori, dar citeam Biblia așa, doar pentru ca să asculte bunica mea, nu pentru că mi-ar fi plăcut mie să o citesc. Și efectiv, de fapt, nu înțelegeam ce citeam. Nu,
Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam ce-i Dumnezeu și de fapt nici nu credeam că există așa ceva. Mie mi se păreau, cel puțin relatările din Vechiul Testament, mi se păreau niște simple povestiri istorice, mai mult balade, basme, aventuri. Și în familie n-ai fost, din câte am înțeles, în familie n-ai fost educat în gândirea ateistă. Deci nu ți s-a spus că nu există Dumnezeu. Atunci, de unde ai avut tu această idee? De la școală sau de unde? Da, deci, ținând cont că m-am născut într-o perioadă destul, poate perioada cea mai critică din epoca comunistă, în anii 68, și am fost generația care... căruia ni s-a imprimat cel mai puternic această stare de spirit în care să credem, de fapt, că totul este întâmplare, totul depinde de mama natură, cum ni se spunea, începând cu învățătorul din clasa întâia care își bătea joc de Dumnezeu și ne inspira și nouă aceeași să o numesc credință, că de fapt Dumnezeu... Anticredință. Un fel de anticredință, da. Anticredință în Dumnezeu. Își bătea joc de Dumnezeu și de două colegi ale mele care erau pocăite. Începând din clasa întâi am avut de-a face cu pocăiții, dar nu știam de fapt ce pregătește Dumnezeu pentru mine. Am remarcat lucrul acesta și treptat până în clasa 8 am observat că la pocăiți există ceva deosebit. Și într-adevăr există ceva deosebit și acest lucru care îi face deosebiți, acum când l-am cunoscut și eu pe Dumnezeu și îmi dau seama ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu, mă înțeleg pe mine cel de atunci care nu-L aveam pe Dumnezeu, nu știam cine este Dumnezeu și exact cum făcea cineva o comparație foarte plastică și mie îmi place foarte mult cu starea de somn și starea de veghe. Atâta timp cât nu ești treaz, nu poți să-ți dai seama ce înseamnă să dormi. Și de-abia atunci când ești treaz, poți să realizezi ce înseamnă să dormi. Exact și cu Dumnezeu. Până când nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu-ți dai seama ce înseamnă să nu-L cunoști. Să trăiești așa într-o stare de necunoștință totală. Să ne întoarcem la perioada în care Dumnezeu a început să lucreze concret în viața mea prin Augustin. Deci imediat a doua zi după ce am început să lucrăm împreună, normal aveam 8 ore la dispoziție pe zi, înainte să lucra chiar și 10 ore lucram. Deci aveam timp la dispoziție să discutăm. Eu îi puneam foarte multe întrebări. Nu știu cât de mult doream într-adevăr să aflu despre Dumnezeu. Sau la început cred că mai mult doream să-l blochez, să eu în înțelepciunea mea credeam că pot să-i demonstrez că de fapt Dumnezeu este o utopie și că de fapt vreau să-i arăt ceea ce am învățat eu până atunci. Era o luptă să tu să-l faci pe el ateu sau el să te facă pe tine creștin? Cred că de fapt asta era lupta, pentru că am zis, de fapt eu nu credeam că există Dumnezeu și asta a fost cel mai greu lucru pe care am reușit să-l accept. Cum ai reușit să accepți lucrul ăsta? Ce anume ți-a spus ca să-ți schimbi ideea, să zici, până acum n-am crezut că există Dumnezeu, iar de acum încolo cred că există Dumnezeu? Deci au fost foarte multe lucruri, au fost discuții, au fost zile, săptămâni, luni, un an și ceva a durat toată perioada asta. Și cred că un lucru important a fost faptul că mi-a sugerat să citesc Biblia. Și treptat, citind în Biblie, am început cu Noul Testament să-l citesc. Și treptat, în timp ce citeam despre viața Domnului Iisus, despre minunile care le-a făcut, despre felul cum s-au transformat vieți ale celor care au fost în contact cu el, am început să-mi pun unele întrebări, de data aceasta sincere, nu de dragul de a-l bloca pe Augustin. Un alt lucru care m-a făcut să mă apropii de Dumnezeu a fost faptul că am început să mă rog
La început mi se părea hasliu. Aveam impresia că vorbesc de unul singur și de multe ori mă trezeam râzând în cameră. Eram necăsătorit atunci. Stăteam singur în cameră seara după ce citeam poate în Biblie sau nu neapărat după ce citeam în Biblie, când consideram eu că ar fi bine să mă rog. Nu știam să mă rog. Nu găseam cuvintele, nu știam ce să zic. Și atunci, de multe ori citeam în Biblie și încercam să imit unele rugăciuni, din Biblie sau nu neapărat să le imit, să spun ceva asemănător. Și treptat mi-am dat seama că, de fapt, cel mai bine mă simțeam după ce vorbeam foarte deschis cu Dumnezeu. Când efectiv nu mai aveam nicio reținere și îi vorbeam ca și unui prieten. Deci încercam să mi-l fac pe Dumnezeu prieten, să vorbesc cu Dumnezeu deschis, să-i arăt problemele mele, să-i arăt de fapt starea mea în care mă aflam la momentul respectiv, faptul că nu puteam să accept existența lui. Recunoșteam, am ajuns să recunosc faptul acesta citind Biblia și mi-am dat seama că totuși Dumnezeu există. Dar nu puteam să-L cred. Nu puteam să cred în totalitate existența Lui. Aș putea să spun că înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, înainte de a ajunge chiar în Timișoara, în perioada liceului și armatei, eram foarte, foarte interesat de fenomenul OZN, arte marțiale, yoga, tot ceea ce ține de o oarecare spiritualitate. Deși nu știam ce căutam de fapt, dar probabil că căutam, și nu probabil, sigur căutam ceva, dar nu știam ce. Spune Biblia, Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșniciei. Exact, exact. Dumnezeu a acceptat prietenia ta, ai zis că vrei să ți-l faci prieten pe Dumnezeu și te rugai și la un moment dat în rugăciune ai ajuns să vorbești cu Dumnezeu ca și cu un prieten. Dumnezeu a acceptat prietenia ta? Da. Cum ai simțit lucrul ăsta? Cum ți-ai dat seama că totuși Dumnezeu există, este viu, îți ascultă rugăciunea și nu este doar, nu te rogi doar la pereți, cum aveai senzația la un moment dat? Am simțit că Dumnezeu mă ascultă în rugăciune în momentul în care, după ce mă rugam, după ce aveam acest moment de părtășie cu Dumnezeu, simțeam o pace, o liniște sufletească pe care n-am mai avut-o până atunci. Deci am căutat-o, cum spuneam, am căutat-o și în yoga, am căutat-o și în arte marțiale și în multe lucruri pot să zic că am căutat-o. Am căutat-o poate în fenomenul OZN-urilor, căutam o explicație la lucrurile pe care nu le înțelegeam. Dar nu aveam răspuns, nu aveam o pace interioară, nu aveam liniște. Și cred că cel mai important lucru, nu eram deloc fericit, cu alte cuvinte. Și în momentul în care am simțit că atunci când mă rog lui Dumnezeu, atunci când îi vorbesc lui Dumnezeu, El mă ascultă și mai mult îmi răspunde la problemele mele, la rugăciunile mele, la nevoile mele. Și pot să zic că îi ceram lui Dumnezeu să îmi dea pace sufletească, să îmi dea liniște, să îmi dea fericire. Și în momentul în care am descoperit lucrul acesta, în momentul în care am simțit în interiorul meu că ceva se întâmplă, nu mai eram terorizat de gândul morții. Pot să spun și lucrul acesta, că de mic copil am fost terorizat de gândul morții. Pot să zic terorizat.
mi-era frică, mi-era frică de moarte. Nu înțelegeam ce este moartea și mai mult nu înțelegeam ce se întâmplă după moarte. Probabil că mi-a format și o idee destul de ciudată despre ceea ce se întâmplă după moarte. Și cred că și din cauza aceasta eram foarte, foarte speriat de moarte. De multe ori mă trezeam gândindu-mă la moarte și era de ajuns ca starea mea spirituală să fie cât se poate de critică. Și treptat, Dumnezeu mi se descoperea prin cititul Bibliei, prin rugăciune, prin discuțiile pe care le aveam cu Augustin. Deci, normal, el avea mai mulți ani de credință și mai ales că el a fost crescut într-o familie de penticostali și mi-a fost de mare ajutor să mă duc cu întrebările mele, cu neclaritățile mele, cu lucrurile pe care mi se păreau greu de înțeles și pe care nu le înțelegeam, și el putea, Dumnezeu îi dădea de fapt înțelepciunea ca să-mi clarifice problemele mele. De multe ori mă duceam dimineața la servici și el începea câte o discuție fără să știe de fapt care era problema mea. Și începeam să discutăm exact pe subiectul care mă frământa pe mine. Poate că eu nu aș fi deschis de multe ori acel subiect, fiind ceva mai, poate vreun subiect mai sensibil, dar Dumnezeu îi punea pe inimă ca să discute despre acel lucru. Și un alt lucru, iarăși foarte important, când mergeam la biserică, deci mi-am făcut și un program de mers la biserică. La început, joia nu prea mergeam, sau peste săptămână când era program, mergeam duminica, doar duminica seara. Și am început să merg la biserica Elim, cum am spus, duminica seara, și Dumnezeu mi-a vorbit și prin predicile care se țineau acolo. De multe ori, atât de la subiect, încât pur și simplu eram șocat. Nu venea să cred că totuși Dumnezeu îmi cunoaște starea mea și îmi cunoaște gândurile mele, chiar dacă nu aveam curajul de multe ori să-i spun chiar toate problemele mele lui Dumnezeu sau neclaritățile mele care încă nu eram atât de apropiat de Dumnezeu încât să pot să am o relație foarte, foarte deschisă cu Dumnezeu. A sosit momentul în care, la un serviciu de evangelizare, cam, să zic, un an și ceva după această lungă perioadă de discuții, de neclarități, de incertitudini, de căutări, într-o seară de evangelizare, nu mai rețin exact cine a fost, neesențial, în momentul în care a făcut apelul pentru cei care doresc să-și preda viața în mâinile lui Iisus Hristos, la început n-am vrut să mă ridic. Pe urmă a insistat cel care făcea apelul și s-a ridicat toată biserica în picioare și a insistat și a insistat, și culoarul dintre orchestră și cor la Elim s-a umplut deja de cei care au început să iese în față, și tot insista cel care făcea chemarea. Eu eram în picioare și țin minte că mă țineam cu mâinile de spătarul scaunului din față, dar atât de strâns mă țineam încât mi s-au înroșit deja mâinile. Simțeam cum Dumnezeu mă cheamă, dar simțeam și în spate șoapta diavolului care spune: lasă, nu acum, mai lasă, mai așteaptă. Încă nu-i momentul. Data viitoare. Și nu mai rețin exact ultimul, penultimul, dar oricum printre ultimii, poate chiar la ultimul apel, nu mai știu dacă eu am lăsat scaunul sau Dumnezeu a fost cel care mi-a luat mâinile și efectiv nu știu cum am ajuns în față, dar știu că am ajuns în față și am început să plâng. Acesta a fost momentul în care am simțit cea mai puternică cercetare a lui Dumnezeu și am luat hotărârea să-L urmez pe Dumnezeu.
totul a fost ok până când am ieșit în stradă. După ce s-a terminat biserica, am ajuns acasă, anturajul meu de pe stradă, vecinii, prietenii care mi-au făcut. Care erau înainte de momentul acesta? Care erau relațiile tale cu familia, cu prietenii, cu colegii? Deci în afară de Augustin nu mai cunoșteam pe nimeni care să fie pocăit. Ceilalți prietenii mei de la ora respectivă, normal, vedeau lucrurile așa cum le vedeam și eu atunci și căutam satisfacție, căutam fericirea. Unde? În modul în care consideram noi atunci că o putem găsi. Frecventam discotecile, oriunde era, unde se putea, unde auzeam că este vreun chef, o distracție, filme, spectacole, tot ceea ce consideram că poate să aducă fericire, satisfacție, distracție. Dar pot să spun sincer că ori de câte ori ieșeam de la discotecă, ieșeam de la film, ieșeam de la dimineața, de la chefuri sau de unde ieșeam, ieșeam cu un gust amar. Deci nu eram fericit deloc. Nu aveam nicio satisfacție. Eram jos în păcat, dar Iisus m-a salvat. Lumina lui din cer în mine a strălucit. Scăldat în harul său, eu am un nume nou. Când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit. Vino și stai de vorbă azi cu Iisus. Vino, spune-Lui ce griji te apasă. El să ia al tău suspin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, cânte, arde dor și nu-l poți spune. Numai pe genul lângă Iisus ești fericit. Cărarea când e grea și roze nu-s pe ea, atunci Iisus-a meu prieten neclintit. În rugăciune ea, povara mea cea grea, când stau de vorbă cu Iisus sunt fericit. Vino și stai de vorbă azi cu Iisus. Vino, spune-Lui ce griji te apasă. El să ia al tău suspin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, cânte, arde dor și nu-l poți spune. Numai pe genul lângă Iisus ești fericit. Ești fericit. Și după ce a fost acest moment în care m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, a început o perioadă foarte, foarte dificilă în viața mea, critică, pot să zic, în care diavolul a început să lupte cu toată puterea. Dacă până acum, până la acel moment, era oarecum liniștit, în momentul în care eu m-am hotărât pentru Dumnezeu, a început și el atacul și... Când diavolul simte că un om vrea să treacă de partea lui Dumnezeu, declanșează o ofensivă. Într-adevăr, am observat cum din acel moment diavolul și-a întețit atacurile împotriva mea. Dacă până atunci prietenii, vecinii de pe stradă, care poate de-abia mă salutau sau treceau de multe ori pe lângă mine fără să mă salute, a doua zi au început să mi ofere țigări, să mă cheme la distracții, să mă cheme la chefuri. Și pot să zic că am remarcat lucrul acesta, dar încă nu aveam tăria să refuz. Încă n-am știut să-i cer lui Dumnezeu putere să mă ajute să renunț la lucrul acesta. Doream să renunț la fumat. Am devenit un fumător înrăit la momentul respectiv. Simțeam că nu îmi face bine, dar nu puteam. Efectiv, eram robit de patima aceasta. Fumatul era singura ta problemă dinainte de a-L întâlni pe Dumnezeu? Pot să zic că era problema cea mai mare a mea, fumatul.
În momentul când, în care diavolul a observat că eu m-am dedicat viața mea lui Dumnezeu și că sincer doream să-L urmez pe Dumnezeu, a început o luptă puternică între ceea ce credeam eu, ceea ce doream să cunosc pe Dumnezeu și diavolul. Și a intensificat în așa hal săgețile, ca să zic, încât în câteva luni am ajuns să cad atât de rău încât am ajuns poate mai rău decât ceea ce am fost înainte. Am început să fumez mai mult, am început din nou să frecventez discoteci, să reintru în mediu din care pentru foarte puțin timp am reușit să ies. Am început să merg mai rar la biserică, chiar foarte rar. Și treptat simțeam cum cad. Simțeam cum diavolul reușește să mă prindă tot mai mult. O să fie momentul în care Dumnezeu a considerat că trebuie să folosească și nuiaua. Și perioada respectivă era vară. Momentul în care eu m-am predat a fost undeva iarna. Și în vara următoare am plecat la mare pentru distracție. Așa vroiam eu. Dragi prieteni, timpul nu ne mai permite să continuăm astăzi acest interviu. Îl vom continua data viitoare. Vă așteptăm la următoarea întâlnire cu emisiunea Vieți Transformate. Pentru astăzi vă spunem la revedere. Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate.